Michael Klein de la Bayer Uerdingen din Germania, un fundaș puternic, robust, care ară terenul cu o hărnicie de furnică, deposedând, lansând atacuri, acoperind o mare zonă de teren. Memoria fotbalistului hunedorean Michael Klein a fost cinstit astăzi la un sfert de veac de la moartea sa. În centrul orașului Hunedoara, o statuie a fundașului din Naționala de Vis a României a fost dezvelită. La eveniment au fost prezenți prieteni ai sportivului, foști colegi și antrenori, oficialități locale, fiica și soția lui Mișa Klein, dar și oameni simpli. Asta e, cum am mai spus și în alte dăți, avere neprețuită să-ți vorbească atâția oameni atât de frumos despre cel pe care îl numești tatăl tău. Noi eram ca frații, aia a fost. Mi-a trecut foarte multe cu el, așa, și bucuria mare că Dominic e realizată, Dominic face regie în Germania, adică ea avea 17 luni, chiar nu mai ține aminte cât avea când Mișa s-a dus. Știe? Și mi-a zis că aveam 17 luni. El știe din povestirile noastre, incredibil. Și e o fată excepțională, adică bine, Mișa trăiește prin ea, cred acolo sus. Ca în fiecare an a avut loc marșul în care s-a cântat melodia dedicată sportivului ce a murit la vârsta de 33 de ani în timpul unui antrenament. Momentul emoționant a smuls lacrimi de la oamenii prezenți la eveniment. Sufletul tău bate neîncetat. Noi suferim mereu cântând la pulsul tău, sperând că într-o zi vei fi din nou. Mișa Klein, Mișa Klein, Mișa Klein, Mișa Klein. Peste 1000 de persoane au venit să-i cinstească memoria. La eveniment a luat parte și senatorul PNL Carmen Hărău. Este un simbol al orașului. Fiind un simbol al orașului, mă bucur că n-a fost uitat. În ceea ce mă privește, o să mă ocup să nu fie uitat în continuare. Am pe aici fiicele, care l-au știut și ele de pe vremea în care le purta tata la stadion. Să-l odihnească Dumnezeu și să-i fie bine acolo unde se găsește. Și aproape sigură sunt că este bine, pentru că Dumnezeu are grijă de oamenii buni. În copilărie mi-a plăcut și mie fotbalul, mi-amintesc de perioada în care Corvinu era pe cai mari, era între primele locuri în campionatul național, în divizia A, și toți copiii în perioada aceea, toți băieții jucau fotbal în fața blocului pe toate terenurile de fotbal și a fost unul dintre idolii după care ne-am ghidat. Statuia dezvelită astăzi poartă semnătura unui sculptor tânăr. Este vorba despre Albert Sofian. În cadrul evenimentului a avut loc o slujbă de sfințire a monumentului, s-au ținut discursuri comemorative și s-au depus coroane de flori. Michael Klein s-a născut la 10 octombrie 1959 în Amnaș, județul Sibiu. A fost un fotbalist român de etnie germană care a jucat la echipele de club Corvinul Hunedoara, Dinamo București și Uerdingen. Michael Klein a jucat peste 300 de meciuri pentru FC Corvinul Hunedoara între anii 1970 și 1980 și a fost un jucător reprezentativ pentru echipa națională. Este considerat un simbol al municipiului.